Lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Să știți că nu este ușor odată ce ai plecat la drum. Și Dumnezeu ne-a spus că în lume vom avea necazuri. Și am citit în cuvântul lui Dumnezeu ceva care m-a cercetat săptămâna trecută și mi-am notat câteva gânduri și am simțit din toată inima mea, zic, Doamne, n-am mai ajuns să mă bucur cu frații mei la renovație, că spunea fratele Florin, câteodată este greu când ești tot pe drumuri și este greu și câteodată să te oprești și să te zidești. Întotdeauna trebuie să înțelegem că noi nu facem nimic, ci El face totul și lucrează prin oameni. De aceea, Hristos în noi, nădejdea slavei, binecuvântat să fie Dumnezeu. Și am zis, Doamne, vreau neapărat să-mi fac timp, să mă bucur, să mă zidesc cu frații mei și vă spun, chiar înainte să vin în locul acesta, am avut ispite și mulțumesc lui Dumnezeu că am venit. I-am dat un telefon fratelui Florin și i-am spus, frate Florin, n-am starea potrivită să cânt, să vorbesc. Și Dumnezeu nu dorește de la noi să avem o religie, să pozăm bine unii în fața altora, ci dorește o inimă sinceră. Și fratele Florin mi-a spus, Marian, cum crezi tu, dar vino în prezența lui Dumnezeu și îți dau cuvântul meu că prima rugăciune voi face pentru tine. Și chiar în momentul acesta mă voi ruga. Și când mi-am pus în gând, am făcut bine că mi-am luat timp liber. Pentru că trebuie să-ți iei timp liber cu Dumnezeu, trebuie să ai timpul tău cu Dumnezeu. Și cred din toată inima mea că în seara aceasta voi sunteți folositori pentru mine. Și despre asta mi-a vorbit Dumnezeu. Și am spus, Doamne, vreau să-mi dai un cuvânt când mă duc acolo să mă zidesc cu frații mei. Și mi-am dat seama, cuvântul acesta nu era pentru voi, era pentru mine. De aceea spune Pavel, cuvântul, sabia, este cu două tăișuri. Dumnezeu să ne ajute întotdeauna să-L folosim pentru sufletele noastre și noi să fim pildă pentru ceilalți. Și cuvântul acesta care l-am citit vorbea despre cei 10 leproși. În cei 10 leproși vă spun din toată inima că ar trebui să ne regăsim fiecare dintre noi. Niciunul dintre noi n-am fost buni și măcar că pozam bine sau nu în fața altora, toți am fost marginalizați fără Dumnezeu, la fel ca ceilalți leproși. Și nu doream decât ceea ce caută orice om, împlinirea sufletească, și aceea nu se găsește decât în Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu nostru, Cel care ne-a strâns și ne-a chemat. Știm cu toții pilda, și nu e o pildă, e un adevăr, dar pilda o avem în ei. Și știm cu toții ce s-a întâmplat cu cei 10 leproși. Frumusețea este că atunci când au spus, ai milă, curățește-ne, pe toți i-a curățit, amin? Dar curățirea a fost instantanee sau a fost treptată? A fost progresivă. Primul lucru pe care l-a spus leproșilor a fost, duceți-vă și arătați-vă preoților. Ei când au plecat din locul acela, hai să ne gândim puțin practic, au plecat leproși. Și când ai lepră, nu te uiți decât la alții care trăiesc bine. Și ai vrea și tu să fii ca ei. Plecând de acolo, în urma ascultării de Dumnezeu, mergând pe drum, nu se uită la ei și se văd curați. Pentru că și eu când am venit prima oară, am văzut pe toți ceilalți curați, numai pe mine nu. Și uitându-mă la ceilalți, văzând mărturii vii, în urma ascultării de Dumnezeu și venind în prezența Lui, acolo unde El m-a trimis, am văzut exemple și am început să zic, Doamne, oamenii aceștia sunt curați, ajută-mă și pe mine, Doamne, să fiu ca ei. Și văzând pe alții, am început să fiu și eu curat, să devin curat. Și leproșii, mergând pe drum, nu au devenit curați pentru că erau ei curați, ci pentru că au ascultat. Primul pas este ascultarea și al doilea, uită-te la mărturirea lui Dumnezeu, la cei pe care îi vindecă Dumnezeu. Văzând pe alții curați, au spus, măi, se întâmplă ceva cu tine. Măi, tu ești curat. Noi am plecat toți leproși, că niciunul n-am venit buni,
în prezența lui Dumnezeu, este adevărat? Și niciunul nu suntem buni. Cum să face că tu ești curat? Măi, tu ai dreptate. Ai dreptate, se întâmplă ceva, sunt curat. Mă curățesc. Înseamnă că și tu poți. Măi, dar stai puțin. Și tu ai început să te curățești. Doamne, câtă nevoie este de oameni care se curățesc, să ne fie mărturie. Ajută-ne, Doamne, Dumnezeul nostru să ne curățim. Fiecare dintre noi în ascultare de Dumnezeu. Dar mai apoi mi-am pus întrebarea, Doamne, după ce s-au curățit și s-au văzut curați, ce i-a determinat ca nouă dintre ei să se piardă? Pentru că unii dintre noi venim și venim pentru necesitate. Și când ne-am atins scopul, când am strigat și Dumnezeu ne-a ascultat, ne oprim. Și vreau să vă spun, am simțit din partea lui Dumnezeu când fratele Florin a spus, nu te opri, căci unul dintre ceea ce mi-a vorbit, dintre lucrurile care mi-a vorbit, era acesta. Nu te opri! Domnul a dat o poruncă. Duceți-vă și arătați-vă înaintea preoților. Tu nu poți să spui despre tine că ești curat până nu, un om al lui Dumnezeu nu validează, până cei din jurul tău nu validează viața ta. Noi avem tendința să avem păreri bune despre noi. Și știți ce se întâmplă când ai păreri bune despre tine? Începi să ai păreri proaste despre alții. Unul dintre lucruri este că pe drumul mântuirii, să știți că, după cum spune Pavel, eu nu l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și uitându-mă țintă unde? La premiul chemării la care am fost chemați. Doamne, facă Duhul Tău cel Sfânt ca niciunul dintre noi să nu piardă ținta pe parcursul drumului. Și fiecare dintre noi, așa cum am plecat, crezând că am căpătat mântuirea în ascultare de Tine, Doamne Dumnezeul nostru, cu toții să fim în împărăția Ta. Dar văzându-se curați, unii dintre ei s-au oprit. Și vă spun ceva, înainte ca să-L întâlnesc pe Dumnezeu, spuneam, Doamne, dacă mă vinde și pe mine, dacă mă eliberezi și pe mine de droguri, Doamne, dacă schimb și familia mea, o să Te slujesc câtă viață o avea. Și vă spun că orice om aveam și eu dorințe, câteodată uită unde m-a scos Dumnezeu și acele dorințe, spunea fratele nostru, să răstignim firea pământească, să trăim pentru Hristos, să nu ne mai uităm la lucrurile de pe pământ, ci la cele de sus. Când te vezi curat, începi să te gândești la lucrurile care le doreai odată, la lucrurile acelea care niciodată nu te-au zidit și nu te-au împlinit. Unul singur ne-a împlinit pe fiecare, pe toți cei ce ne-am strâns, și acela este Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Când începi să te oprești, mă gândesc că ceilalți nouă s-au gândit, dar abia aștept să ajung, să arăt că eu sunt curat, să arăt cine sunt eu, să mă duc în sânul familiei, la toți cei care m-au marginalizat, să le demonstrez eu cine sunt. Să mă întorc în sânul familiei, acolo unde m-au dat la o parte, să văd mai sunt ei cine erau când m-au marginalizat. Dorințe firești. Noi nu trebuie să demonstrăm la nimeni nimic, căci dacă ești curat, pentru tine ești curat. Ești curat pentru alții. Probabil au fost și altele care au spus, mă întorc pentru familia mea. Nu este rău să pui familia ta la loc de cinste, dar vreau să spun ceva și te rog în numele lui Iisus Hristos să asculți. Fără pacea care o dă Hristos, în casa ta nu poate fi pace. Oricât ai vrea tu să te duci, pune pe primul loc întotdeauna pe Dumnezeu și ascultarea de Dumnezeu. Nu te opri în numele lui Iisus Hristos și nu te mulțumi doar cu ascultarea lui Dumnezeu în necazul tău. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe, începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Dar spune începutul
Eu m-am gândit când eram cum eram, Doamne, dar dacă mor, unde mă duc? Mă duc în iad. Și ce să alege de sufletul meu? Ce să alege, Doamne, de familia mea? Și în frică, câteodată mă duceam la biserică și spuneam, trebuie să mă duc la biserică în frică de Dumnezeu, să nu mi se întâmple ceva. Nu e rău pentru început. Dar pe parcursul drumului ai nevoie de dragostea față de Dumnezeu. Noi nu venim din obligație și ca să nu ni se întâmple ceva, ci dragostea lui Dumnezeu este aceea care ne însuflețește să stăm pe cale. Știi cât ține frica? Pocăința, cât ține frica? Doamne, dă-ne dragoste sinceră, nu pentru o perioadă sau cât ține necazul. Al doilea lucru care mi-a vorbit Dumnezeu, primul este ascultarea, să asculți non-stop de Dumnezeu, al doilea, nu te opri pe cale cu Dumnezeu. Și al treilea, problema este când te uiți la tine, spuneam că începi să ai păreri proaste despre ceilalți și prea des ne luăm în termen de comparație unii cu alții. Cât timp mă uit la alții și nu le găsesc cusuri, ci văd lucrurile bune pe care le au în viața lor, lucrurile curate pe care numai Dumnezeu le dăruiește, mă încurajează să vreau și eu să fac schimbarea aceasta. Mă încurajează ca pe cale să cresc și mă ajută. Dar când încep să mă privesc pe mine, câte lucruri bune am schimbat eu de când m-am pocăit și alții n-au schimbat. Ceilalți leproși când s-au văzut curați, probabil mă gândesc că unii dintre ei au spus, eu sunt mai curat ca celălalt. Măi, eu vin de 3 ori pe săptămână la biserică, eu citesc mult din cuvânt și deseori luăm cuvântul și în loc să îl folosim să ne zidim, mai vine câte unul din lume și ne contrazicem unii cu alții care știe mai bine cuvântul. Eu sunt mai curat, eu am citit mai mult ca tine. Și pierdem din vedere pe cel ce vine pentru slava lui Dumnezeu, care are nevoie, necesitate. Doamne, dă-ne înțelepciune. Ca niciodată să nu devenim dintre aceia pe calea mântuirii, care se opresc și mai rău, care dau înapoi. Căci dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el, zice Domnul. Niciunul nu suntem curați prin puterea noastră. Dar în seara aceasta, suflete drag, în seara aceasta, noi nu suntem dintre cei mulți. Noi suntem dintre cei puțini. Noi suntem dintre cei chemați, dintre cei aleși de Domnul. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care ne-a chemat, care ne-a binecuvântat. Eu vreau să fiu acel unul împreună cu tine, care s-a gândit, Doamne, cine mi-a dat mie mântuirea? Cine mi-a dat mie bucuria? Cine este acela? Cine este acela care mi-a dat un scop în viață și m-a făcut curat? Acela este Dumnezeul neprihănirii, Iisus Hristos. Eu vreau să mă duc să mă înfățișez, eu vreau să caut fața lui Dumnezeu, alții să vorbească despre mine. Dar nu toate acestea. Nu contează ce spun alții. E adevărat, mă duc la preoți și ei o să valideze că eu sunt curat. Că să știi că contează ce spun oamenii lui Dumnezeu despre tine. Contează ce spun vecinii. Contează ce spun cei din casa ta despre tine. Dar cel mai mult, cel mai mult, contează ce spune Dumnezeu. Și oricât aș asculta de Dumnezeu, tot la picioarele Lui vreau să îngenunchez. La ce folos ascultarea? La ce folos umblarea dacă nu mă odihnesc la picioarele tale, Doamne? Eu vreau să mă întorc la picioarele tale, indiferent ce aș face. Că fără de tine și curat dacă sunt, totul lepros, fără scop și fără direcție sunt. Că despre mine, fericirea mea este să mă apropii de Domnul. A venit un timp în viața mea. Eram bine, eram fericit și am crezut că asta este. M-a vindecat Dumnezeu, mă duc când pentru mine, îmi câștig banii, sunt bine eu și casa mea. M-a vindecat Dumnezeu, m-a eliberat. Și vin într-o zi de la cântare împreună cu mama mea.
Și dintr-o dată mi se face rău. Am început să vărs atâta de rău și am început să mă întreb, Doamne, dar Tu m-ai vindecat. De ce mi-este atât de rău? Ce se întâmplă cu mine? Am crezut că o să se oprească. Mi-era mai rău. Mai rău decât în toți acești 12 ani, cu toții știți mărturia mea că am fost vindecat după 12 ani de droguri, din septicemie și eliberat de droguri. Mare este Dumnezeu! Și am crezut că asta vrea Dumnezeu de la mine. M-a vindecat și m-a eliberat. Dar El vrea mai mult. El vrea mai mult pentru fiecare dintre noi. Și ajung acasă și atâta de rău îmi era, cât am crezut că o să mor. Mama nu era botezată și nu-L cunoștea cu adevărat pe Dumnezeu. Și uitându-mă, aveam o oglindă din aceasta în dulap. Ea nu știa. Mulți dintre noi venim din ortodoxie. Avea o lumânare la spate și încerca să-mi țină lumânarea. Credea că mor. Și nu pot să vă exprim că în durerile acelea cumplite, eram cu Dumnezeu, eram la picioarele Lui, simțeam ceva ce n-am simțit niciodată. În toată suferința aceea simțeam mângâierea Lui Dumnezeu în mijlocul necazului. Nu eram de mult de când mă întorsesem la Dumnezeu. Și probabil, după atâta suferință, soția mea, mama mea, ar fi dorit să se bucure cu mine de timpul care mi l-a dat Dumnezeu. Și eu mă duceam, mă stingeam. Fetița mea nu a avut parte să stea cu mine și nici eu cu ea. E adevărat, m-aș fi întors la ei. Dar nu pot să vă exprim ce simțeam la picioarele lui Iisus Hristos. I-am strâns la patul meu și am spus, să nu vă pară rău că plec. Că dacă plec, știu unde mă duc. Căci mai de preț decât trupul acesta este sufletul. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Și am început să mă rog și am spus, Doamne, eu nu mai pot să mă mișc. Nu-ți cer să mă ajuți să mă dau jos din pat, să mă duc nici măcar la toaletă. Vreau să mă ajuți, să-mi dai putere, ca înainte să plec, să-mi pun genunchi înaintea Ta, să-ți mulțumesc, căci în toată suferința asta a existat o zi când Te-am cunoscut pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat. Mi-a dat Dumnezeu putere să mă pun pe genunchi și în toate durerile acelea, după ce mi-am strâns familia în brațe și mi-am luat la revedere, m-am rugat mulțumit lui Dumnezeu pentru suferință, pentru încercări, pentru timpul scurt care mi l-a dat să-L cunosc pe El și pentru faptul că mi-a dat mântuirea, binecuvântat să fie Dumnezeu, binecuvântat să fie Dumnezeu. A venit salvarea și m-a luat și m-a dus la spital. Nu mai știu ce s-a întâmplat. M-am trezit în perfuzii, dar știți cum m-am trezit? Mama mi-a pus lumânarea la spate. O lumânare care arde, o lumină care se duce. Dar acolo, la patul acela de suferință, s-a prezentat adevărata lumină. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Binecuvântat să fie Dumnezeu! Și al Lui cuvânt spune, cine caută să-și păstreze viața, o va pierde. Dar cine o va pierde? Pentru El! Pentru El! O va câștiga. Am simțit mângâierea lui Dumnezeu și vindecarea, nu doar a trupului, nu doar ascultarea în necaz, vindecarea sufletului. Și în seara aceasta vreau să fac un singur lucru împreună cu voi. Să ascult, să nu mă opresc, și să nu mai iau un termen de comparație cu nimeni. Să nu mai iau un termen de comparație cu nimeni. Să nu mă uit la nimeni, să mă uit la El. Pentru că El este binecuvântarea noastră a tuturor. Doamne, la ce folos? La ce folos să câștig lumea întreagă?
să câștig lumea întreagă. Ascultați bine. Și noi câteodată ne uităm să fac și eu ceva pentru casă, pentru mobilă, pentru bucătărie, pentru baie, pentru... Și știi câte ne dă vrăjmașul? Până la sfârșitul vieții. Dar dacă te am pe tine, Doamne, am totul. La ce folos să câștig lumea întreagă dacă îmi pierd sufletul? La slăbănog, i-a spus, ridică spatul și umblă. Ridică spatul, nu te opri și umblă. Ce este pe primul loc, a spune? Suferința sau sufletul? Binecuvântarea materială sau binecuvântarea sufletească? Ce este pe primul loc? Judecă tu în inima ta în seara aceasta. Și oare de ce slăbănogului i-a spus ridică spatul și nu i-a spus umblă? După cum spuneam, este nevoie ca fiecare dintre noi să mărturisim de unde ne-a scos Dumnezeu pretutindeni și oriunde. Și când te vede cineva, patul acela de suferință, care l-ai avut atâta mare de vreme, să-l cardu pe tine, dar cu bucuria mântuirii, să se vadă că tu umbli în numele lui Iisus Hristos. În numele lui Iisus Hristos, în numele lui Iisus Hristos, noi toți să fim o mărturie. I-a spus, ridică spatul pentru a fi o mărturie pentru ceilalți. Să nu uiți niciodată de unde te-a scos Dumnezeu și cine ți-a dat fericirea și cine este împlinirea ta. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și seara aceasta să ne rugăm, Doamne, noi nu venim la adunare să ne închinăm într-un fel pentru ca să ne vadă alții. Noi nu venim doar de dracu de a veni, ci noi venim pentru că Tu ești fericirea noastră, Doamne. Noi venim pentru că Tu ești împlinirea noastră. Noi venim că, Tată, suntem închinători în duh și în adevăr. Vrem, Doamne, să fim mărturie și nu vrem decât pe alții să-i vedem curați, pentru că Tu i-ai numit curați. Doamne, ce numești Tu curat? Este curat, binecuvântat să fie numele Tău. Și suntem cu toții curați din pricina cuvântului lui Dumnezeu care ne-a vorbit în seara aceasta. Slăvit să fie numele Tău. Doamne, ajută-mă, Doamne, să nu mă opresc, Doamne, ajută-mă să nu cârtesc, să nu mă uit la nimeni decât la Tine, prețul răscumpărării mele, Iisuse, Dumnezeul meu. Ajută-mă să nu mă opresc, Doamne, să mă întorc la picioarele Tale și să mulțumesc. Haideți să intrăm cu toții în rugăciune, binecuvântat să fie Domnul.